15 cuvioși și mărturisitori români sunt propuși spre canonizare, iar proclamarea canonizării lor va avea loc anul următor, când Biserica Ortodoxă Română aniversează un secol de la recunoașterea statutului de patriarhie. Printre aceștia se numără și cel mai mare teolog ortodox din secolul al XX-lea, Părintele academician Dumitru Stăniloae, personalitate marcantă a culturii noastre, Părintele Stăniloae a fost nu doar profesor de teologie și dogmatist, ci și filozof istoric ziarist și traducător direcțiile fundamentale ale gândirii și preocupărilor teologice ale sale au fost analizate în zeci de teze de doctorat iar cele mai importante lucrări au fost traduse în mai multe limbi unul dintre teologii care s-a plecat asupra operei Marelui Teolog este și părintele Jürgen Henkel, pastor evanghelic luteran, promotor al relațiilor dintre Biserica Evanghelică Luterană din Germania și Biserica Ortodoxă Română. Teologul l-a făcut cunoscut pe părintele Stăniloae în Germania, în special prin teza sa de doctorat. În dumnezeire și etica a iubirii în opera părintelui Dumitru Stăniloae, lucrare distinsă cu un premiu al Societății sud Europene din München. Am fost între 1993 și 1995 patru semestre student la Institutul Teologic Protestant din Sibiu și acolo am avut mare noroc de am avut ca profesor profesor Hermann Peters și dânsul a tradus în anii 90, în anii 80 și 90 cele trei volume de dogmatică ortodoxă care au scris părintele Stăniloae și el m-a cam adus pe mine la teologia părintele lui Am prins Interes mare, a fost o teologie fascinantă pentru mine, pentru că atât a fost în dialog și cu Sfinți Părinți, și cu teologia ortodoxă, dar și cu teologia apusiană. O criticat, bineînțeles, pe teologia apusiană destul de dur, dar s-a ocupat de teologie apusiană și a fost un dialog foarte interesant pentru cei care au citit operele Părintelui Staniloai. Și așa m-am îndrumat după aia la un doctorat despre părintele Stăniloae, în primul rând despre concepția lui de ascetică și mistică și um, asta a fost între 2001 și 2003. Și în 2003 am predat doctorat la Erlangen, tot la profesor Carl Christian Felmi, deci asta a fost relația mea cu profesorul părintele Stăniloae, din pe care nu l-am mai cunoscut personal. El dânsul murit în 1993, eu atunci abia am venit la Sibiu ca student, deci pe care nu l-am mai cunoscut personal, dar cărțile vorbesc foarte bine și este un dialog care dă fructe mare pentru, pentru ecumenism. Teza de doctorat a lui Jürgen Henkel a fost prima lucrare în limba germană despre părintele Dumitru Stăniloae, ceea ce impresionează atunci când vorbim de cunoscutul dogmatist, spune teologul german, nu se rezumă doar la opera lui, ci și la viața sa. Părintele Stăniloae nu a fost numai un teolog academic de predici sau de prelegeri, a fost un teolog și prin viață. Deci el a urmărit exemplul de suferință a Mântuitorului nostru Domnului Iisus Hristos și până la închisoarele comuniste. Deci el cu viața lui a făcut mărturie vie despre credința pe care, despre care o scris el atât de mult și atât de frumos. Teologul Jürgen Henkel a fost între 2003 și 2008 directorul Academiei Evanghelice Transilvania din Sibiu. În 2017 acesta a participat și la Simpozionul Internațional Dumitru Stăniloae de la Iași, cu tema Martiriu și memorie din România comunistă.